Seara bună, dragilor! O nouă întâlnire cu doctorul Naturii, o întâlnire agreabilă cu doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante, invitatul permanent al emisiunii, care și de această dată ne va spune foarte multe lucruri interesante care ne ajută în starea de sănătate a noastră, pornind de la beneficiile și de la izvorul nesecat al naturii. Bună seara, stimată doamnă, și bine ați venit la doctorul Naturii. Îl lăsăm să intre în casele noastre ca de fiecare dată. Bună seara și bine v-am găsit! Sunteți veselă, sunteți bine dispusă. Eu v-aș propune astăzi, pentru că tot suntem în toamnă, suntem în octombrie, frigul începe să-și spună cuvântul asupra aspectului pielii noastre, să vorbim despre sănătatea pielii, odată de la factorii atmosferici, dar să nu uităm că odată cu trecerea anilor, pielea noastră, vrem, nu vrem, îmbătrânește, își pierde elasticitatea, dar avem norocul că avem și remedii care să întârzie, să îmbunătățească, să contracareze aceste aspecte care, sincer să fim, nu ne plac. Da. Am să încep cu ceva care mi-a venit în minte astăzi dimineață. Un citat din Biblie. Nu știați că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care vă este dat de la Dumnezeu? Deci este un citat din Corinteni, Biblie. M-am gândit cât înțelepciune este acolo. Dacă trupul nostru îl consideră Dumnezeu templu și dacă înăuntru e Duhul Sfânt dat de Dumnezeu, atunci înseamnă că nu numai că trebuie să ne îngrijim, ci suntem obligați să ne îngrijim pentru a arăta respectul față de Dumnezeu, față de noi înșine, față de semenii noștri. Acidul hialuronic, care e principalul în tonifierea pielii feței și pielii întregului corp, este o substanță naturală dată de Dumnezeu, care e propriul organismului nostru, este secretată de membrana plasmatică și trece foarte frumos în spațiile intercelulare. Îl găsim aproape în toate organele corpului, da? Aproape în toate, dar preponderent în țesutul epitelial al pielii, da. Conjunctiv și nervos. Da, da, da. El, fiind în spațiile intercelulare, să știți că are un rol foarte important în transmiterea nutrienților la celule, dar și eliminarea toxinelor, în regenerarea celulară, în puterea antioxidantă. Dar, din păcate, acest acid hialuronic, cu vârsta, cu anii, începând de la 25-30 de ani, începe să scadă. Deci, ca atare, noi va trebui să-l suplimentăm. Fie că vom aduce în organismul nostru acele alimente, acei nutrienți de care ne vor reface în interior acidul hialuronic, pentru că după cât e de important pentru piele, așa e de important și pentru articulații. Exact, da. Elementul principal al lichidului sinovial. Și alte și alte, a valvilor cardiace, a ochilor. Și iar pe cale externă putem să folosim diferite preparate naturale care să ne ajute. De exemplu, îl putem găsi în toate rădăcinoasele, îl putem găsi în roșii, în castraveți, în spanac, îl putem găsi în fructe ca lămâi și portocale în cantitate mai mare și caise. Putem găsi în soia fermentată. Deci vedeți că sunt mai multe alimente care le folosim zilnic noi și care ne aduc acid hialuronic pe cale internă. Iar pe cale externă, bineînțeles, preparatele. Dacă nu reușim să le luăm intern, măcar extern. Așa. De ce? Acum este foarte important. De ce spun eu că acidul hialuronic este important pentru piele? Pentru că și eu mă refer, bineînțeles, la acidul hialuronic natural, de natură vegetală. Acest acid hialuronic are molecula mică, pătrunde în profunzimea pielii, hidratează nu numai în profunzime, dar și de durată. Pătrunzând în adâncime,
umple golurile și așa se face că el estompează ridurile. Cele mai multe femei știu că luăm acid hialuronic ca să nu avem riduri, dar să știți că de aici pornește problema. Și asta trebuie să știm, cum să luăm acest acid hialuronic, care formă să o luăm, că este, vorbeai de partea naturală, deci să mănânci alimentele care conțin acid hialuronic, dar să iei preparatul care să te ajute cel mai bine? Așa, acum există acidul hialuronic așa numit cosmetic, poate să fie și cu moleculă mare. Și atunci, dacă e cu moleculă mare, sigur că va asigura o netezire și o frumusețe a pieții în exterior, a pielii în exterior. Ei, dar el nu hidratează în profunzime, ba din contră mai atrage încă apa din profunzime și poate va fi acest aspect cosmetic va fi de durată limitată. De foarte multe ori, acidul hialuronic, tot vorbim de produse naturale, îl găsim în tot felul de creme împreună cu glicerina vegetală și mai de nou cu borul glicerolat. Ce înseamnă glicerină vegetală? Am mai spus, o glicerină extrasă din plante, iar pe care corpul nostru o folosește de către ficat la sinteza de lipide, de care avem nevoie, iar la nivelul pielului de sinteza de grăsimi care se adună sub țesutul, sub curat, de care la fel avem nevoie și toate grăsimile au un rol energetic. E foarte important, pentru că vorbeam că pielea începe să-și piardă din elasticitate odată cu vârsta, dar sunt și multe alte aspecte care duc la asta. Avem o alimentație dezechilibrată, avem factorii externe, avem poluare în jurul nostru, avem frigul care ne ajută, avem mulți alți factori care contribuie ca pielea noastră să nu aibă sănătatea aceea și luminozitatea de care avem nevoie. Păi, în primul rând, intemperiile, adică frigul care vine acum, da. Nu numai că accentuează ridurile în sensul că distruge proteinele importante, colagenul și elastina, care sunt două proteine esențiale pielii. Despre colagen am mai vorbit. Elastina, fibrele de elastină, care, după cum le spune și numele, asigură elasticitatea. Ori frigul ce mai face? Reduce circulația periferică, strâmtează vasele de sânge, închide porii. Ori în perioada de frig, sebumul care se elimină la suprafața pielii are rol de protecție și ne ajută. Deci, ca atare, uitați-vă cât intemperiile cum acționează. Iar dacă noi o să folosim o cremă cu acid hialuronic, va fi și protecție și sănătate. Vor fi amândouă. Mi-a spus de factori. Sigur că cel mai rău îi sau lipsa de acid hialuronic, care trebuie să-l suplimentăm. Dar fumatul face ridurile acelea la colțurile gurii, da. Alcoolul acționează indirect asupra ficatului, dar detoxifierea ficatului are legătură cu sănătatea și frumusețea pielii. Somnul insuficient stimulează secreția de cortizol. Ori cortizolul ce face? Distruge cele două proteine importante din piele, colagenul și acidul hialuronic. Apoi nu mai vorbesc de stresul excesiv, de alimentația nesănătoasă, stilul de viață în general nesănătos. Toate concură la, să zicem așa, îmbătrânirea mai rapidă a pielii. Pentru că noi avem oricum o îmbătrânire, suntem supuși unui proces de îmbătrânire de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu, când ne-a creat, nu ne-a creat veșnici, ne-a creat așa frumos la început, care trecem pe toate etapele vieții. Dar e ceva ca să-ți păstrezi tu frumusețea ta naturală cum vrea Dumnezeu și altceva să-ți o distrugi tu singur. Și ajungem tot la piele, rămânând la pielea cu aspect de coajă de portocală, că vorbeam despre elasticitate și luminozitatea pielii, și ajungem la pielea cu aspect de coajă de portocală, adică cu celulita de care, uite, până nu de mult spuneau că după a doua tinerețe lumea începe să aibă celulită, dar acum ne întâlnim foarte des chiar și la copii, foarte mult la adolescenți, cu acest aspect al pielii.
Da, este adevărat. Nu are legătură nici cu vârsta, nici cu tinerețea, nici cu bătrânețea. Celulita nu este altceva decât o acumulare de țesut adipos sub piele, dar și o retenție de apă însoțită de inflamație. La prima vedere zicem noi că este un proces cosmetic care nu ne place, pentru că apar așa de niște nivelări esteticul, place, da. Pentru că în condiții normale ele trebuie să fie netele, frumoase, celulele da? Adipoase care se află sub piele au spațiu suficient ca să, poată crește. Dar atunci când se dilată prea tare, ele nu încap și atunci produc acele denivelări. Deci așa se produce celulita. Deci nu are legătură nici cu obezitatea, poate să fie un factor care grăbește, dar nu, nici cu vârsta. Tot așa putem vedea femei suple care au celulită și putem vedea femei mult în vârstă, poate și plinuțe și n-au celulită. Pentru că aspectul principal nu este cel cosmetic, aspectul principal este cel al sănătății. Înseamnă că persoana respectivă are o circulație periferică slabă, înseamnă că are o oxigenare slabă, înseamnă că are o retenție de apă și, bineînțeles, că toate acestea atrag după ele inflamația. Deci noi trebuie să tratăm aceste probleme, trebuie să ne gândim ce ar trebui ca să le reducem noi toate acestea. În general, noi astea unde le vedem? Le vedem sub ochi, când avem pungile sub ochi, le vedem la glezne, că acolo apare cel mai mult retenția de apă, dar această retenție se formează peste tot. Acolo unde e celulită, vedeți că denivelările, doar ce sunt acelea? Țesutul adipos, dezvoltat anormal de prost și cu retențiile acelea de apă și, bineînțeles, apare inflamația. Așa că există tot felul de creme care se numesc anticelulitice, tot felul de plante, pentru că când ne gândim la problemele de sănătate, sunt un grup mare de plante. Dar eu vă propun astăzi o combinație de uleiuri esențiale împreună cu colagen și acid hialuronic, pentru că vrem să și refacem după ce vindecăm, eliminăm ceea ce nu-i bun, să și refacem, dar eu vă mai propun încă ceva, să adăugăm în această combinație și acetil L-carnitină, un produs la fel natural al organismului nostru, dar care și el scade cu vârsta și care ce face? Stimulează arderile. Și atunci se topește mai ușor și mai rapid țesutul adipos și eliminând, scăzând țesutul adipos, se vor elimina și toxinele. Și ce face acest acetil-L-carnitină? Am vorbit noi în alt context despre acetil-L-carnitină. Ce face? Ia grăsimea aia în exces și o duce în mitocondria celulei pentru a o arde. Mitocondria e uzina energetică celulară. Și așa se întâmplă că acest acetil L-carnitină e extraordinar. Dar nici să nu uităm nici de vitamina E naturală, pentru că vitamina E naturală, și să știți, atunci când vedeți pe o cremă alfa-tocoferol, alfa, cuvântul alfa înseamnă vitamina E naturală. Celelalte, beta, gamma, indiferent, toate nu sunt naturale. Vitamina E naturală este un foarte bun antiinflamator, deci elimină inflamațiile, antioxidant, radicale libere și să știți că în orice cremă vitamina E naturală mărește durata de valabilitate a respectivei creme sau gel sau ce este. Iar, ca să mă completez tot ce am spus, dintre uleiurile esențiale, că acum vedeți că n-am zis folosim iedere, folosim cutare, am zis folosim direct uleiurile esențiale. Aș recomanda uleiul esențial de ienupăr, în primul rând, și vă spun de ce, uleiul neapărat de anason, uleiul esențial de rosmarin, lămâi și portocale. Deci am 5 uleiuri, vă recomand. Am început cu cel de ienupăr, da? Pentru că ienupărul e planta care elimină retenția de apă, planta care curăță rinichiul, elimină toxinele și stimulează circulația sângelui.
Iar din punct de vedere al emoționalului, spune că influențează această plantă, acest ulei esențial, în sensul de a da vitalitate și tărie, așa cum și acest arbust este foarte puternic. Și rezistă în niște condiții vitrege. Exact. Da. Și gândiți-vă că fructele lui se coc în timp de 2 ani. Da. Deci pe parcurs. La început vedem verzi, mai roșiatice și negre. Cele negre sunt copte. De acele avem noi nevoie. Celelalte tot se coc pe parcurs. 2 ani de zile se coc toate. Și uleiul esențial din aceste fructe coapte are aceste proprietăți excepționale. Avem nevoie și de tratament specializat în cazul celulitei? Poate să fie și tratament specializat, dar ne putem face și noi acasă. Dacă avem o cremă, acolo pe fiecare cremă, după cum este la fiecare ceai, la fiecare produs, este un mod de folosire. Aplicații externe, scrie acolo de câte ori și cum se aplică și eu cred că acasă putem să procedăm noi singuri, știm noi unde apare celulita, că o vedem, uneori pe părțile laterale, dar există persoane care au și pe abdomen, au și pe brațe, și pe gambe. Ei, sunt faze în evoluția celulitei, că sunt mai multe faze, păi probabil, de la da, asta incipientă până la... Prima dată apar pe fese, după aceea, noi dacă nu luăm nicio măsură, nu ne tratăm, nu avem probleme cu... Nu vedem retenția de apă, nu vedem inflamația, nu vedem nimic, bunăzări că se va face și pe abdomen. Abdomenul, automat, când se face pe abdomen, afectează nu numai ficatul, afectează și pancreasul. De multe ori, acumularea de grăsime pe abdomen duce la rezistența la insulină, pentru că cu timpul pot să apară și această problemă de hiperglicemie. Și ajungi la diabet. Sigur că da. Deci toate au legătură. Starea de sănătate, cum arătăm, este cea, ne arată starea noastră interioară. Ce mâncăm, ce respirăm, ce bem. Mâncăm. Exact. Da? Vedeți că, acum a spus avanțe, suntem ceea ce mâncăm. Că și stilul nesănătos de a mânca și stilul de viață sunt factori care ne conduc spre aspectul acesta neplăcut. Neplăcut și estetic, dar neplăcut pentru sănătatea omului. Păi, de exemplu, noi, dacă nu știm și produsele acestea diuretice, cum le numim noi, care elimină retenția de apă, e bine să știm că odată țesutul adipos a înglobat acolo și toxinele. Noi când am eliminat apa, am eliminat și toxinele. Ei trebuie să știm cum să-l folosim. Ceaiul diuretic e foarte bun. Dar trebuie să vedem noi, în primul rând, totdeauna este bine să ne consultăm cu un medic, să ne consultăm cu un specialist, să vedem diagnosticul și vedem dacă avem retenție de apă, ce, cât și cum, pentru că și plantele pot avea și contraindicații. Și atunci, dacă folosim cum trebuie, o să vedem încetul cu încetul cum se duce celulita, se duce, dar concomitent cu celulita ni se însănătoșează și rinichiul nostru, vom vedea că devin parcă mai supli, se netezește pielea, dispar acele denivelări, cum a spus dumneavoastră, în formă de coș de portocală sau de coajă de portocală. Sunt pachete speciale pentru tratarea celulitei. Eu aș întreba-o, că suntem spre final de emisiune, aș întreba-o pe doctorul profesor Maria Pop, ce contează pentru cercetătorul care de-o viață a lucrat cu plantele, partea estetică sau partea de sănătate, atunci când vorbim despre om? Știți cum e? Minte sănătoasă în corp sănătos. Nu putem să le separăm pe aceste două. Nu putem să zicem că e frumusețe internă, suntem sănătoși, dar noi arătăm rău în exterior. Nu se poate. Când suntem sănătoși în interior și, cum vorbeam odată, nu e suficient numai să vedem ce punem pe piele, ce avem în cap, mintea noastră, gândurile noastre continuu influențează starea noastră fizică și emoțională. Dacă toate aceste componente sunt în armonie, partea noastră spirituală, să știți că este foarte importantă spiritualitatea.
Pentru că de aici pornesc, de la gândul de bine, de la energia pozitivă, de la energetica bună a corpului pornesc toate. Păi nu degeaba tot vorbim despre energie pozitivă în ultima vreme, pentru că suntem încărcați cu energie negativă de dimineața până seara, iar noi în minutele acestea am încercat să vorbim despre atât despre frumusețea interioară, cât mai ales și despre frumusețea exterioară. Exact. Este foarte important să știm să ne păstrăm echilibrul interior, să știm ce să punem pe exterior ca să avem și un exterior agreabil și un interior sănătos. Să ne ridicăm imunitatea, să ne ridicăm vibrația energetică, să avem un stil de viață sănătos și atunci poate trecem și peste această pandemie care ne afectează, să stăpânim frica. Frica nu este bună niciodată. Frica este cel mai mare dușman al omului. Avem la îndemână natura, avem la îndemână plantele. Doamna Pop, eu vă mulțumesc foarte mult și în numele telespectatorilor că ne-ați fost și astăzi alături. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare cu alte teme, cu alte informații. Dragilor, nu uitați, avem nevoie de doctorul naturii. Avem nevoie de plante care să ne ajute atât pentru o minte sănătoasă, cât și pentru un corp și un spirit sănătos. Să aveți o seară bună în continuare și ne dăm întâlnire cu doctorul naturii săptămâna viitoare. La revedere!